Am avut cinstea și onoarea deosebită să-i sărut mâna preotului German Iulian, mâna cea sfințită, iar de gură și de mintea lui, cea bine pregătită, să fiu și eu sfătuită, căci mintea lui, cea luminată, a ajutat pe pământ, pe lumea toată, căci oricine îi cerea un sfat, cu drag, cu drag la toți le-a dat, cât pe pământ a umblat, cât a fost părintele pe la noi, ca pastorul pentru oi a avut grijă de noi și s-a rugat pentru noi, acum și noi, să facem la fel, să ne rugăm Domnului pentru părintele nostru, să-i fie calea ușoară până ajunge sus, iar când se înfățișează Domnului Iisus Hristos, să se roage iarăși pentru noi, ce-am fost ale sale oi, rele, rele oi, iar Domnul se va îndura de ruga sa, de ruga sa, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește la ceruri pe slujitorul tău, ascultă-l cu îndurare, că a avut credință mare, îndură-te, Doamne, de el și de oile lui la fel. Cam a rămas fără păstor, din mila ta dă-le și lor. Ai milă, Doamne, de preotul nostru păstor, noi te rugăm toți în cor, că a fost ție sub ascultare, Doamne, să ai și de el grijă, să ai grijă mare. Îndure-te, Doamne, îl miluiește, căci enoriașul lui după el plânge, plânge și jelește. Doamne, Dumnezeul nostru, să ai milă de preotul nostru, că a lăsat în urmă pe fiul lui, să-i continue credința cea cu patos atâta lui. Doamne, Doamne, ascultă pe preotul tău, că acum se roagă lângă scaunul tău pentru tot poporul tău. Și ascultă-i, Doamne, ascultă-i rugăciunea, că mergi cu el la rugă pentru toată lumea. Și ne ascultă și nouă strigătul cu suspin mare, să ai, Doamne, și de el, să ai milă mare. Iartă-l, Doamne, te îndură, că slujitorul tău a fost și pe pământ și va fi și în cerul al tău. Sfinte Părinte, roagă-te lui Dumnezeu pentru toți enoriașii, pentru tot poporul tău. Doamne, auzi-ne, iartă-l și-l miluiește, Doamne.